Incidentul rutier a avut loc pe șoseaua care leagă Câmpul Lungul de Târgoviște la ieșirea din comuna Cetățeni. În microbuz se aflau 6 elevi din Lăicăi, cu vârstă între 12 și 17 ani, care învățau la școala din Malu. Aceștia nu au fost răniți, dar s-au ales cu o speriatură groaznică. Șoferul microbuzului a declarat oamenilor legii că atelajul se deplasa în fața sa și a încercat să îl depășească, numai că a sesizat că din sens opus venea un alt autovehicul. Atunci s-a dat seama că nu are timp să efectueze manevra de depășire și a intrat în căruță. Cei doi soți care se aflau în atelaj au fost aruncați pe asfalt, la fel ca și calul. Am venit de la Cetățeni cu copii, cu 5 copii, de aici în partea asta mi-a apărut o mașină, așa, el a venit țiganul cu țiganca amândoi și mergea pe tot drumul cu căruța. Și am zis că trec, că am timp să trec. Și eu când am văzut că trec, așa l-a s-a apropiat cu mașina cu mine, am zis nu pot să mai trec, că fac zop cu copiii, că bag copiii, așa m-am oprit. Și n-am avut viteză, n-am avut nici 40 la oră dacă am avut. Deci dacă am avut pagina, atât s-a întâmplat. Și după aia moșul mă înjura cum vrea el, cum făcea, și după aia când a apărut ăștia a început să țipă, de el n-avea nimic. Păi am înțeles că i-a luat salvarea, că erau de spate. Păi da, da, nu era rău, nu, a plecat și te-a în spate și mă didea dracu, mă înjura și îmi zice... Câți copii erau în mașină? 6 copii. N-a avut nimic copii, îmi puteți întrebați copii, n-am avut nici 40 la oră, n-am avut viteză. Cu toate acestea, martorii spuneau că șoferul nu ar fi fost atent și ar fi circulat cu viteză excesivă. Dar nu ești orb! Da, vă rog, ce nu și așa se merge cu copiii mașină! Ai văzut, n-ai văzut! Și cum a mers eu cu mașină? Păi cum a mers eu? Cum a mers? Și cum a mers eu? Că l-ai dus târâș! La tu, domne, vinovăție ai toată șoferul! Uitați-vă aici altceva! Cum a mers eu? Cum a mers eu? E foarte grav, e grav rău de tot. Avea recapul spart, cred că coastele, că ăla bătrân deja nu mai începea să cunoască pe nimeni. Păi ce s-a întâmplat? Ce știi că s-a întâmplat? A zis că a intrat în el omul cu mașina. N-a avut, a avut mare viteză, n-a fost atent și s-au trezit cu ei pe în căruță. Dar ia uitați, căruța acum e răsturnată cu fundul în sus. Numai am auzit și noi și am venit după ei și am găsit băltou de sânge, cum ați văzut și dumneavoastră și pe ei. Cum să vă spun, mergea regulamental, nici pe dreapta, nici mergea normal, n-a trecut de axul drumului. Întrucât autobuzul venea de sus, el n-a avut nicio frână, n-a avut nimica. Cine n-a frânat? Autobuzul. L-a luat în plin. Săracul când l-a adus, l-am sărit, l-am mălă, am venit, ce să mai facem, că e răniți oamenii, nu știu să știe cum o fi acolo sau... La fața locului au ajuns un echipaj al pompierilor detașamentului Câmpul Lung și două echipaje ale serviciului de ambulanță județean, care au preluat cele două victime și le-au transportat la spitalul municipal. Elevii se aflau în stare de șoc și au fost preluați de un alt microbuz școlar. Polițiștii câmpulungeni au deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească gradul de vinovăție al celor implicați.